A 17 -a cheie a genelor Ochiul Partener de programare a 18 -a cheie a genelor Inel de codoni, inelul umanității Fiziologie, hipofiză, glanda pituitară Aminoacid, arginină A 17 -a umbră Opinia Închiderea celui de-al treilea ochi Analizând în profunzime perechea formată din cea de-a 17-a și a 18-a umbră, vom observa două dintre cele mai mari daruri mentale și dileme ale omenirii: opinia și judecata. Aceste două proprietăți descriu pe scurt emisfera stângă logică a creierului uman. Capacitatea de a construi o opinie pe judecata logică este una dintre cele mai mari puteri ale ființelor umane. Această combinație ne separă de celelalte creaturi și, în același timp, este factorul care ne-a îndepărtat de realitatea interconexiunii noastre cu ele. Așadar, ar putea părea ironic faptul că, la cele mai înalte niveluri de frecvență, aceste două însușiri ale polului masculin al creierului sunt de fapt menite să împingă omenirea spre etapa finală a evoluției sale. Prin al 17-lea sidi al omniscienței, Mintea omenească va vedea în sfârșit perfecțiunea și frumusețea unității noastre cu întreaga existență, iar prin al 18-lea sidi al perfecțiunii vom putea manifesta pe deplin acea viziune. La frecvența umbrei însă, aceste două însușiri, opinia și judecata, nu nasc decât diviziune, întrucât se bazează pe a vedea și a contesta aspecte limitate ale întregului și nu întregul însuși. Numai după ce te-ai ridicat la cel mai înalt nivel al conștiinței, aceste însușiri devin capabile de a vedea fiecare aspect al întregului simultan, calitate cunoscută sub numele de omnisciență. Frecvențele umbrei conțin mereu semințele măreției, în ciuda ramificațiilor adeseori neplăcute ale manifestărilor lor mai joase. Se poate observa din exemplul umbrelor a 17 -a și a 18 -a, cât de profund lucrează împreună binarele genetice pentru a ne umple viața de suferință. A 18-a umbra judecății este o pornire înrădăcinată în nemulțumirea dinăuntrul fiecărei ființe umane, iar unicul său rol este acela de a încerca să descopere cauza acestei neliniști profunde prin intermediul celei de a 17-a umbre. În calitate de capacitate intelectuală a creierului uman, a 17-a umbră a umbra opiniei corespunde emisferei stânge a creierului, specializată în recunoașterea tiparelor care sunt baza logicii. Alimentată de natura neliniștită a umbrei a 18-a, a, a 17-a umbră caută răspunsul la neliniștea sa prin intermediul minții, care a stă în fire să se proiecteze pe sine asupra lumii exterioare. Cu alte cuvinte, umbra opiniei este programată să caute defecte în lumea exterioară în societate, în oameni și chiar în sine. Defectul, odată descoperit, devine fundația unei perspective integrale asupra lumii și o întreagă poveste se construiește în mintea individului. Defectul proiectat care se bazează întotdeauna pe o formă sau alta de comparație devine punctul focal al întregii cantități de energie nemulțumită care curge prin intermediul umbrei a 18 -a. Așa se formează opiniile umane. Ele se cristalizează în jurul unei singure proiecții născute din condiționare timpurie, și astfel de-a lungul timpului, micul mușuroi devine un adevărat munte. Această descriere reprezintă o versiune simplificată a modului în care condiționarea din frage de copilărie se imprimă în mecanismele mentale ale fiecărui copil. Opiniile ți se nasc din semințele sădite la un moment dat pe parcursul primilor șapte ani de viață, cu toate că nu apar la suprafață până la al treilea ciclu de șapte ani sau uneori în perioada adolescenței. Dacă un copil s-ar dezvolta normal, fără ca vreun tipar sintetic extern, fie el fizic, emoțional sau mental, să-i fie impus pe durata acestor primi șapte ani, ar fi puțin probabil ca el să devină un adult dogmatic. În societatea modernă, opiniile sunt considerate un lucru sănătos. Și este adevărat că ele nu sunt fundamental nesănătoase. Emisfera stângă, logică, gândește comparând și alegând tabere. Problemele apar atunci când nemulțumirea începe să devină sinonimă cu o opinie și o transformă în dogmă. Tot atunci, o altă boală prinde rădăcini în tine, neliniștea seriozității. Exprimarea sănătoasă a opinilor își are originea într-un anume ludism, care la rândul său este efectul unei emisfere drepte la fel de dezvoltate precum cea stângă. În vreme ce emisfera stângă vede laturile, emisfera dreaptă vede numai întregul. Dacă structura internă a creierului este echilibrată, aspectul masculin va servi întotdeauna aspectului feminin. Întrucât a percepe fragmentul fără a vedea întregul este un lucru limitat, diviziv și periculos. Ori de câte ori îți iei prea în serios propriile păreri, te vezi imediat nevoit să le aperi, iar această dinamică stă la baza violenței. La nivelul de frecvență al darului, după cum vom vedea, opinia lasă loc clar viziunii, care își are fundamentul în perceperea simultană a ambelor laturi ale unei situații. Dacă emisfera dreaptă pune la dispoziție fundalul întregii imagini, emisferei stângii devine imposibil să rămână fixată pe vreun anume element al întregului. Din acest punct de vedere, dacă alegi totuși să favorizezi o latură în detrimentul alteia, o vei face numai și numai pentru a-ți păstra integritatea, adică al 18-lea dar. Este interesant de reținut că dezvoltarea sănătoasă a creierului în timpul copilăriei timpurii are foarte puțin de a face cu intelectul, ci mult mai mult cu non-intervenția. În primii șapte ani de viață, copiii nu au nevoie cu adevărat decât de un mediu în care să poată învăța, jucându-se. Orice interpunere a unui ritm extern care nu urmează pulsul biologic și sezonier va tulbura în mod subtil structura delicată a creierului și sistemului nervos în curs de dezvoltare. Aici, în a 17-a cheie, ți se naște sincronizarea internă. Această sincronizare este ancorată adânc în corp și conectată cu frecvența pământului însuși. Ciclul celular septenal se construiește în jurul unui profund ritm intern, ale cărui ecouri răsună în fiecare sistem al copilului, începând cu momentul concepției. Dacă aceste puternice ritmuri naturale sunt dezechilibrate de vreme în viață, sincronizarea internă în viața adultă îți va fi distorsionată. Această distorsiune temporală se manifestă de cele mai multe ori sub forma anxietății mentale, dar poate duce și la o gamă largă de probleme fiziologice care apar ulterior în viață. Fiecare din ele putând a fi foarte greu de diagnosticat sau rezolvat. A 17 -a umbră guvernează modul în care mase mari de oameni privesc lumea. La nivel colectiv, această umbră a dat naștere lumii pe care o vedem în jurul nostru astăzi. Ea a împărțit omenirea pe cutii, țări, religii și ierarhii, bazate pe o perspectivă asupra lumii dată de emisfera stângă. Aproape fiecare aspect al societății noastre se bazează pe diviziune, comparație și opinie. Majoritatea ființelor umane iau decizii bazate pe tăria informației care vine de la emisfera stângă, fără a ține seama de efectele pe termen lung asupra mediului înconjurător. Din cauza acestei umbre am pierdut din vedere imaginea de ansamblu. Întrucât ea vede numai ceea ce este programată să vadă, își clădește viața în jurul germenelui original de nemulțumire. Copiii noștri, deci, se comportă așa cum îi programează lumea să se comporte, indiferent dacă se conformează sau se răzvrătesc. Ei se nasc într-o lume în care umbrei -a, a 17 -a îi se oferă precedent, iar ochii lor nu văd decât propriul punct de vedere și modalități de al menține. Totuși, așa cum demonstrează partenerul său de programare a 18-a umbră, nemulțumirea născută în ființele umane are natură divină. Ea este însăși forța care contestă orice lucru care contravine naturii și întregului și de aceea va stimula, în cele din urmă, omenirea, ca să creeze o lume perfectă. Numai prin Umbra 17 acest stimul fundamental al nemulțumirii umane este distorsionat pentru a servi emisferei stângi, acolo unde, în loc să fie de folos întregului, el slujește elementelor crescând astfel nivelul diviziunii în lume. Deoarece această umbră înțelege atât de bine structurile, ea reprezintă agentul organizator primar din creierul uman permițându-ți să construiești limbaje, să folosești numere și să privești lucrurile în termeni de trepte, grupuri și ierarhii. Tot acestei umbre stă în putere să creeze limbajul realității tale individuale, iar acel limbaj se construiește pe o structură lingvistică dualistă care nu permite transcendența. În clipa în care îți deschizi structura limbajului interior către al treilea nivel, de dincolo de cele două opinii contrare, democrat sau republican, conservator sau laburist, bărbat sau femeie, declanșezi în propriul ADN puterea de a ieși complet din frecvența umbrei. Pe scurt, așadar, a 17-a umbră menține gândirea umană la nivel dualist și face asta punând prea mult accent pe abordarea tipică a emisferei stângi. Ea transformă perspectiva logică intelectuală în pilonul de bază al realității tale neurolingvistice, compromitând și reprimând din acest punct de vedere emisfera dreaptă, holistică, printr-un proces descris în detaliu prin a 11-a umbră. Numai combinând și echilibrând aceste două perspective, ți se dezvăluie o a treia transcendența. Exact asta fac cele 64 de chei ale genelor în interiorul creierului tău îți oferă un nou set de parametri neurolingvistici care îți reprogramează digital logica pentru a se transcende pe sine și a descoperi o a treia perspectivă. Această a treia perspectivă este cea care îți va permite în cele din urmă să percepi o realitate mai largă și mai măreață. Procesul de reprogramare interioară este identic cu ceea ce generații întregi de maestri și mistici au numit deschiderea celui de-al treilea ochi. Caracter represiv, autocritic. Atunci când a 17-a umbră se întoarce spre interior, ea dă naștere în minte tendinței de a ne compara în mod constant cu alții și mai mult de atât de a fi de partea lor. Rezultatul, ființe umane care se subminează constant prin autocritică. În plus, fiind vorba de un tipar adăbostit adânc în inconștient, a rare ori acești indivizi sunt conștienți de ceea ce fac. Latura autocritică acestui tip de personalitate nu se valorizează pe sine suficient pentru a avea o părere, cu atât mai puțin pentru a o exprima. Acești oameni nu au verticalitatea necesară ca să ia poziție pentru ei înșiși, întrucât nu au un adevărat simț al sinelui. Puterea umbrei a 17 -a constă în faptul că odată ce a fixat un punct de vedere, poate întotdeauna găsi dovezi în sprijinul validității acelei perspective întrucât se pricepe atât de bine la recunoașterea tiparelor. Astfel, acești oameni își petrec viețile acumulând dovezi în sprijinul credinței fundamentale, conform căreia viața lor nu valorează mult. Caracter reactiv, dogmatic, prin opinii, putem înțelege orice are nevoie de apărare pentru a sta în picioare, când a 17 -a umbră se orientează spre exterior, dă naștere impresionantelor sisteme de dogme observabile peste tot în lume. Această umbră are mare succes în în rândul populației masculine, întrucât creierul masculin favorizează în mod natural abordarea rațională. Acești oameni folosesc ca metodă de a-și impune părerile și perspectivele logica, asigurându-se astfel că, în esență, ceilalți greșesc. Majoritatea lumii este alcătuită din cei care creează bazele de opinii, științele, sistemele și ierarhiile, și din cei care apoi cred acele opinii și devin involuntar victime ale lor. Cei care apără o opinie sunt guvernați de furia lor inconștientă, care la rândul ei este o expresie a unei frici mai profunde. Oameni lipsiți complet de orice opinie sunt foarte greu de găsit. Astfel de persoane trebuie să-și fie analizat fricile și să-și fi îmbrățișat furia pentru a se muta în acel spațiu magic de unde se văd ambele laturi ale vieții. Numai văzând ambele laturi, pot fi atins echilibrul și renunțarea la control.